Bună Dimination este ultimul salut pe care l-am auzit și care îmi place cum sună. Așa că repet cu dragă cu voi. Bună Dimination de la Cluj. Mulțumesc lui Bogdan pentru câteva mingi ridicate la fileu vis-a-vis de prezentarea pe care eu am pregătit-o pentru voi. Așa cum spuneam, am început, am început să vând de vreo 18 ani, pentru că n-am avut încotro. Atunci vă întreb următorul lucru. Câți dintre voi sunteți antreprenori vânzători? Adică aveți business și faceți vânzări, mâna sus. Mai sus, că nu vă văd foarte bine. Deci, extrema stângă. Bun. Și puțin acolo pe dreapta. Câți dintre voi sunteți vânzători, indiferent de nivelul ierarhic, angajați? De la seller până la... Bun, perfect, în regulă. Deci, undeva 70-30, probabil, pe proporția dintre voi. De ce am adresat întrebarea asta? Pentru că voi vorbi despre un subiect care doare pe toată lumea, și pe unii și pe alții, și anume sub sistemele de vânzări. Adică, am aici în sală un prieten foarte bun, care se va recunoaște în mesajul pe care o să-l emit imediat, și spune următorul lucru. Spunea el următorul lucru pe care l-a preluat. Zicea, sunt uimit de cât de puțin oameni din țara asta își creează sisteme ca să lucreze mai eficient. Sau, de fapt, să lucreze mai puțin. Mihai Stănescu se recunoaște foarte bine în această secțiune. Și mulțumesc pentru chestia asta, că ține foarte mult de ceea ce vă voi spune în continuare. De la povestea de simplu vânzător sau sales rep până la drumul de director național de vânzări, care este destul de scurt, că știe toată lumea, dacă muncești, dacă pui pasiune ceea ce faci și dacă te mai lasă și managementul să accesezi destul de repede pe această poziție. Ok, ce se întâmplă în schimb în momentul în care ești proprietar de business și începi de jos ca și owner de companie? Primul vânzător pe care tu îl ai companie ești tu însuți. Adică trebuie să-ți iei produsele în pungă, în plasă, sau catalogele de prezentare, cărțile de vizită pe care scrie noi așa director general sau director de vânzări sau poate vă și tu ești one man show și să treci la client, să vinzi. Faci asta pentru că altfel n-ai putea să trăiești. Datorită faptului că business-ul tău începe să crească, să se dezvolte, la un moment dat, pasul următor este să-ți angajezi niște vânzători. Și vei angaja. 1, 2, 3, 5, 7, 15, 25. Și ajungi la forță de vânzare. După care spui, le trebuie un director. Aduci pe cineva din afara companiei sau promovezi pe cineva din companie ca să facă vânzări. Să facă pe șeful celor care vând. Cu ce pattern sau cu ce competențe și cunoștințe va veni omul ăsta la organizația ta de vânzări? Cu altele. Cu ale altora. Adică ce-a fost învățat în altă parte. Și atunci începe meciul dintre tine, ca și proprietar de companie, și acel altcineva din exterior, directorul tău de vânzări, mâna ta dreaptă. Eu am o vorbă despre conducerea unei companii la nivel de top management. În perspectiva mea există Sfânta Treime în conducerea unei companii, formată din CEO, VP de Marketing of Sales, and Sales, sau Sales and Marketing, vedem cum ne formulăm, și mai este VP-ul de bani. O să se supere pe mine colegii de la HR, o să zică, iar ne-a scos din schema asta interesantă, cine conduce prevăzire. Asta este realitatea, ne ajutăm pe cinstit. Ok, și atunci, te aștepți ca directorul tot de vânzări să lucreze în tandem cu tine și să dezvolte business-ul. Dar nu se întâmplă așa, pentru că setările lui și pattern-ul lui și competențele lui și cunoștințele lui vin din altă prevăzire, care nu-i atace. Tu, dezvoltând foarte tare business-ul, nu ai avut timp să dezvolți sistemul de vânzări. Și atunci, încep să-i povestești. Uite cum se face. Sau să-i dai feedback. Constructiv, uneori, sau destructiv, alteori. Până într-o bună zi în care estimabilul director de vânzări zice, bă, stai cu capul. Eu nu înțeleg modelul ăsta de business. Habar n-are ăsta ce face aici. Nu înțelege stânga ce face de altă. Și pleacă. Și vine altul. Păi mai mult să duce. Așteptările tale sunt din ce în ce mai mari. Între timp, forța de vânzări, frustrată de schimbarea periodică a șefilor, își mai bagă și ea picioare. Și pleacă în altă. Ok, și așa te chinui la nesfârșit să dezvolți un sistem de business, uitând un model fundamental. Știe cineva regula asta? Cine știe mâna sus? Și am auzit la cineva care este în sală și mulțumesc pentru chestia asta, nu fac câțiva ani. Ce spune sistemul ăsta 70-20-10? 70 de oameni, 20 rămâni, cei care 10 sunt buni. Deci în regula era 120. Atenție, nu se referă la oameni. Procentaje.
se referă și la performanță într-o anumită formă, spunem că 10% sunt aia pe care trebuie să-i ce facem pe ei. Cogo, zice stare. Te trimitem acasă? Ok, 20% sunt top performer și 70% sunt media care ne aduc un volum foarte mare de business. Dar nu despre asta vreau să vorbesc, ci despre modelul de învățare. Cum învață forța mea de vânzări? 70% din ceea ce știe forța mea de vânzări este în organizație. Adică modul în care proprietarii business-ului, atunci când au inventat afacerea asta și pe parcursul timpului, au setat modul propriu de vânzare al companiei. 2. Următorii 20%. Vin din coaching și feedback din partea superiorului, supervisorul de vânzări, directorul de vânzări. În momentul în care merge cu forța de vânzări pe teren și în fața raftului, cum zic eu, practică acel model de coaching totalmente destructiv, că iau prea și dau cu capul de raft. N-ai respectat planogramă. Păi îți lipsesc nu știu câte SKI-uri. Materialele promoționale nu sunt bine amplasate. Și așa mai departe. Ok. Voi credeți că așa învățarea? Din păcate nu. Mergem mai departe. 10% se obține din training performant și excelent din afara organizației. Necazul foarte mare, în schimb, este faptul că toată lumea, în momentul în care simte o problemă în zona de vânzări, vine la traineri. Toți care sunt aici în fața voastră astăzi, o companie de consultanță, și spune, oamenii mei, să ne instruiți. Vă rog să veniți să-mi dați training. Mult! Ok, noi le executăm, vedem în ce poze sunt omuleții respectiv, facem un assessment de nevoie de training și ne apucăm de instruit la ei. De dimineață până noapte. Eludând un lucru fundamental. Instruirea lor primară este în organizație. Voi cereți furnizorilor de training și companiilor care furnizează training și consultanță să rezolvă o problemă care este la voi în prăvălie. Apropo de cei care sunteți proprietari de business, domnul ăsta de aici un pic acolo. Resursele interne sunt la voi. Cum faceți chestia asta? Cine este, dacă este cineva în sală care a lucrat la Pepsi? Nimeni? Ok, poate să-mi spună cineva câte pagini are manualul de vânzări basic, induction pentru sellerii de la Pepsi? Cum spuneți? Format? Nu, cât de mare este manualul și câte pagini are? Vreo 500 de pagini. Sunt vreo 8 manuale. A4. Sunt vreo 8 manuale în care ți se explică de-a fi rapăr cum se face vânzarea în această companie. Cum spun eu de la americani, e pentru tâmpiți chestia. Dar are foarte multe poze. Deci dacă ești puțin normal cu capul, chestia aia se învață în 2 săptămâni de-a fi rapăr. E bine, noi românii suntem foarte inventivi, foarte constructivi, noi ne place să respectăm reguli, noi place să avem sisteme, așa mai departe. Motiv pentru care spun, lasă-mă cu teoriile americane. Noi facem așa pentru că suntem în România. Și motiv pentru care, lasă noi pe sistem și noi știm cum să facem. Bun. E, ce am vrut să spun cu asta? În momentul în care intri într-o companie și într-o corporație mare, sistemul de vânzări ți se dă pe tablă. Cel puțin partea de introducere. Regulile casei, în momentul în care vine cineva la voi în vizită, le faceți voi. Spuneți, bă, am o casă frumoasă, curată, elegantă, motiv pentru care te rog să te descalzi la intrare și îți dau niște papuri de casă. Sau, nu mă interesează acest aspect, motiv pentru care poți să intru cu bocancii cum ai venit de la off-road și n-am nicio problemă cu asta. Dar regulile de vânzări în organizația voastră trebuie să le setați voi, în primul rând. Și cine vine din exterior, în primul rând, a trebuit să învețe aceste reguli. 2. Mergem mai departe. Cum poți să construiești un sistem de vânzări fără să ai infrastructură? Puteți să construiți un bloc fără să... Aici, sub plasa metalică, cred că ăsta e butonul de... Așa, vedem. Sub plasa metalică este o placă de beton. Poți să torni dacă n-ai placa respectivă. Ce s-ar întâmpla cu tot betonul pe care îl torni acolo? S-ar duce la naiba. Ok? E, asta fac oamenii, sau proprietarii de business și directorii de vânzări, atunci când spun, domnule, vreau foarte multă informație pentru oamenii mei de vânzări. Dar pe ce stă informația respectivă dacă oamenii ăștia n-au bază, dacă n-au fundamentele? Și o să mergem imediat într-o zonă mai practică, dar până atunci vreau să adresez o întrebare. Ce formează infrastructura sistemului tău de vânzări intern? Pe ce este ea fundamentată?
pe know-how și competențele și cunoștințele cu care au venit din alte organizații vânzătorii tăi sau pe sistemul tău propriu de vânzări din interior? Este dezvoltat de tine sau este adunat din exterior? Studiu de caz. Într-o cu vreo de zile, unul dintre clienții noștri spune următorul lucru. Păi să vii, nu știu ce s-a întâmplat, scad vânzările foarte tare, scăderea de 50% în 2009, de la vreo 7 milioane de euro la vreo 3 milioane și jumătate. Ce faci? Hai să ne uităm la sistemul de vânzări, să vedem ce se întâmplă, de ce au scăzut vânzările. Evident că sunt foarte multe cauze și externe, toată povestea asta, dar în primul rând trebuie să faci un diagnostic al sistemului. Și când vorbesc de sistem, vorbesc de cum face vânzări compania respectivă. Și după ce faceți un audit al sistemului de vânzări, în majoritatea cazurilor ca și consultanți, vă adresați foarte românește dimineața în oglindă următoarea întrebare. De ce naiba mai funcționează? Ăștia cum vând? Pentru că eludează, în principiu, cele mai fundamentale și mai raționale principii de vânzare. Încalcă legăturile cu clienții, n-au bază de date de clienți, sau mă rog, bazele de date de clienți sunt în capul agenților sau niște agente care au fost început acum vreo 2 ani de zile. Ok, după ce am făcut acest diagnostic, ne-am dat seama unde sunt bugurile sistemului. 1. Nu exista nicio trasabilitate a procesului de vânzări, se pierdeau comenzile pe parcurs, pe la contabilitate, pe la facturare, pe la logistică și așa mai departe. Uitau de ele, se admiteau, peste 2-3 săptămâni când venea clientul și rupea ușa cu... facă încerci cu cealaltă comandă. După care am optimizat procesele. Văzând aceste procese, la un moment dat se optimizeze, să faci trasabilitate, să spui, doamne, așa nu-i bine, să face, vă propune varianta B. După care am elaborat procedură de vânzări. Adică am aliniat toată practica de vânzări a companiei pe un standard. Și am spus, indiferent că omul tău este în București, în Craiova, în Constanța, sau în Bacău, sau în Cluj, vinde exact la aceeași manieră și folosește aceleași instrumente. Mergem mai departe. Le-am făcut manuale de vânzări basic. În momentul în care intră un om nou în organizație, decât să îi faci coaching 3 luni de zile, blocând un alt om din organizație care vinde, trimițându-l cu el pe teren sau primindu-l în brațe un metru cub de materiale numite descrierea produselor și așa mai departe și oferte și alte chestii de genul ăsta, îi faci un basic training kit în care sunt toate instrumentele astea incluse și omul învață cum se face procesul de vânzare în organizație. Și în al treilea rând, am făcut și un sistem de evaluare a performanțelor pentru seller ca să avem niște KPI pe care măsurăm pentru fiecare vânzător în parte. Și vine povestea cea mai interesantă. Redesenarea Sales Operations. Nu știu cum se traduce chestia asta în românește, dacă aveți careva prin organizație Sales Operations, spuneți-mi cum o traduceți în românește. Mă ajută cineva? Suport vânzări, dar e destul de... Asta e problema principală, că e prost adus. În principiu, pornește de la povestea cum planifici vânzările, cum faci forecastările, atenție cu instrumente cât mai adevate industriei, nu forecastările din burtă pe care cu toții știm cum să fac. Hai să mai punem un 30% la ce am făcut anul trecut, ce ăsta e forecastul, și când îl dăm în cap forței de vânzări, zic ăștia, bă, ce-au ăia, au tâmpit. De unde au scos cifrele astea? De ce? Pentru că nu sunt niște previziuni realiste legate de piață și de ceea ce își dorește clientul. Cine urmărește tot sistemul de raportare? Pentru că la un moment dat am implementat într-o organizație un sistem de raportare. Au început să primească faxuri, că era cu vreo 12 ani. Știți cât de filmeau? În jur de 300 de pagini pe zi. Raporte de vânzări. A venit directorul de vânzări la mine și a zis, bă, nebunii lume. Păi dar când le citesc după asta? E, cine urmărește sistemul de raportare de vizare în organizație și care informații sunt relevante ca să ajungă la voi ca director să luați decizii? Pentru că fără informații relevante nu puteți lua decizii în condiții de cauză. E, cam asta este povestea vis-a-vis de clientul nostru și evident ne-am uitat la CRM. Sunt multe organizații, destul de multe, poate prea puține România, care au implementat un CRM. Știe toată lumea ce înseamnă? Ok. Să mai vorbim de povestea că după CRM vine SFA-ul, integrarea lor cu ERP-ul și alte nebunii de genul ăsta. Și din toți utilizatorii de CRM din organizația respectivă, erau doi agenți care își țineau la zi baza de date de clienți în CRM. Atât. Pentru cine azi nu era important? Și managerul zice, și eu, bă, ce să iau decizii aici? Am doi nebuni care vin seara după teren la ora 7-8-9 și se apucă de bătut la butoane să-mi alimenteze baza de date. Și atât.
cum să-i oblig pe ceilalți? Păi zic, stai puțin când te-o oblici. Păi să le vinzi. Să le spui ce au ei de câștigat dacă fac treaba asta cu cele mai. Și la ce ajută. Foarte multă lume a decizia de implementare a unui asemenea sistem fără să explice forțe de vânzări beneficiile unui asemenea instrument în cadrul organizației. Ok, ce s-a întâmplat? Spre jos la rezultate. Am reușit, după câteva luni de muncă, atenție, hard working, aici nu e vorba de povești. Sloganul nostru este avoiding blah blahs. Pentru că aici e vorba de muncă pe sistem. Am reușit să creștem vânzările cu 20% față de anul precedent și estimăm că și în anul viitor lucrurile se vor întâmpla tot la o manieră pozitivă, pentru că, așa cum spunea Bogdan, competitorii nu mai țin ritmul cu modificările pozitive care au loc în această organizație și pe seama căderii competitorilor clientului nostru, probabil că creșterea lui se va repeta și în anul care vine. Acum, ce rol aveți voi în companie și în toată povestea asta, lucrurile sunt destul de simple. Banii în orice companie de pe lumea asta vin numai din vânzări. Din alte zone nu știu să apară bani. E, dacă voi sunteți cei care generați bani în companie, părerea mea este că sunteți suficient de puternici încât să implementați sau să cereți implementarea unor sisteme eficiente și flexibile de vânzări în toate celelalte departamente de suport. Care, mai în glumă, mai serios, noi vânzătorii spunem următorul lucru. Voi sunteți cei care ne mâncați banii. Hai să dăm cezarului ceea cezarului, să dăm vânzărilor cea vânzărilor, pentru că fără vânzări și fără marketing eficient, companiile mor foarte repede. Mergeți și spuneți managerilor voștri, dacă nu sunteți proprietari de companie, că fără sisteme eficiente de vânzări, pe care după aceea să aduceți training performant, dezvoltare prin leadership și așa mai departe, care sunt instrumente pe care le găsiți în piață la toți furnizorii pe care aveți și astăzi aici în sală, să creșteți performanța companiei pe ansamblu și să vă creșteți vânzări. Dar prima dată trebuie să umblați la fundație ca să aveți o construcție sănătoasă. Mulțumesc!